tineri din Botoșani suspectați că ar fi piromanii care au pus pe jar un om de afaceri din localitatea Flămânzi. Au fost săltați de dimineață demascați. Bărbat cu cagule, dar și polițiști în civil i-au dus în dubele la sediul poliției. Au urmat audierile. Dar teama omului de afaceri care s-a trezit recent cu o clădire și cu două mașini distruse de foc tot nu a trecut, mai ales că polițiștii spun că mai au câțiva suspecți de adus în fața instanței. La audierile jurnaliștilor n-au spus nici pâs. La cele ale polițiștilor, în schimb, nu au avut de ales. De dimineață au trecut pragul sediului de poliție de brațul mascaților 5 suspecți, săltați din două localități, Flămânzi și Păltiniș. Ar fi însă mai mulți. Persoane bănuite de comiterea de fapte cu violență, precum și de comiterea în perioada martie-aprilie a mai multor furturi din societăți comerciale și sub aspectul săvârșirii unor fapte de distrugere prin incendiere. Cu alte cuvinte, ei ar fi cei care l-au terorizat pe omul de afaceri, Sorin Țapu. O clădire de-a lui, dar și două autoturisme de lux au ars, se pare, de mâna lor. Mașinile au fost incendiate vineri noapte, iar o construcție cu 3 etaje, care camufla un club, o sală de ceremonii și o pizzerie, a fost cuprinsă de flăcări cu doar o zi înainte. Au împrăștiat din sus, etajul 1, până jos în pizzerie, peste tot au dat cu lichidul respectiv. În vara anului 2012, omul de afaceri spune că mai mulți indivizi l-au lovit cu bâtele și l-au prădat de peste 8.000 de lei, banii adunați din încasări. S-a ales atunci cu aproape 2 luni de îngrijiri medicale. Motivul? N-am plătit taxa de protecție. Deși agenții nu s-au oprit aici cu ancheta, afaceristul botoșenean încă se teme pentru el și familia lui.